Lăudat să fie Domnul. Amen. Aleluia. Slavă Domnului în veci. Aleluia. Frați și surori, dragi oameni, mă alătur și subscriu ceea ce pastorul și fratele Luca spunea. Starea aceasta de emoție mă copleșește și pe mine încă începând de aseară, când prin harul Domnului slujeam în biserica numărul 1 și emoții amestecate cu sentimente de bucurie. Și seara aceasta continuă lucrul acesta și nu pot să spun decât, Doamne, îți mulțumim că suntem la oaltă. Slavă Domnului, aleluia! Slăvească-se numele în veci. Aleluia! Mi-am adus aminte și eu ca voi, ca ceilalți colegi de slujire și prieteni am rămas și cred că vor rămâne în continuare. Cum vorba lui Gabi, cum spunea Gabi odată, ne ascundeam printre paltoane în localul vechi al numărului 1, geamul acelea aburite când era evangelizare și nu ne mai încăpeau băncile și nu erau scaune și confortul care îl avem în ziua de astăzi. Nu știu câtă încredere au avut părinții noștri în noi, uitându-se probabil la niște copii zburdalnici, la niște copii care alergau de colo-colo, care numai de predicat și de pastorație nu ne ardea atunci. Eu la un moment dat mi-am luat inima în dinți și am plecat, i-am părăsit, i-am lăsat. Dar lăudați să fie Domnul care El este credincios promisiunilor Lui. Avem un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu mare care ce promite să ține de cuvânt. Mulțumesc Domnului că în decursul anilor El a hotărât lucrul acesta. Nu pot să zic, poate cum se exprimă alții, că Dumnezeu m-a trimis. Nu pot să zic lucrul acesta. Doar atâta pot să zic. Domnul a hotărât să ajung mai departe. Și mulțumesc că ne-a purtat de grijă. Sunt înconjurat de oameni deosebiți, tot respectul pentru oficialități, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fratele Nicu a fost și coleg de liceu, era cel mai bun la fizică din școală atunci și a rămas încă, Dumnezeu să-l binecuvinteze cu minte înțeleaptă. Amen, amen. Pentru prima dată îl văd și așa viu, să zic, în persoană pe fratele și domnul Sigartău. Domnul să te binecuvinteze, Robert. Respect, ne rugăm cu Biserica Betel din München pentru ceea ce faceți și să fiți o lumină în mijlocul acestui neam. Salutul Bisericii Betel, unde slujesc de aproximativ 12 ani, este din Iuda, versetul 2. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Așa suntem noi, românii, de fapt, latinii. În perioada sărbătorilor suntem mai sensibili puțin. Oricine este receptiv și primește parcă cu bucurie sau poate mai ușor, mai bine zis, mesajul Evangheliei. Că de jertfa Domnului Iisus Hristos predicăm aproape cel puțin o dată pe lună la cina Domnului. Dar ca și în Vinerea Mare, impactul parcă este cu totul și cu totul deosebit. Pentru că ne ducem în timp și îl vedem pe Mântuitorul în grădina Ghețimani. Cei care ați văzut filmul lui Mel Gibson, știu că vă uitați la televizor, de-aia vă întreb. Patimile lui Hristos. Așa începe filmul acela groaznic, cu Mântuitorul se roagă în grădină, singur. Și m-au luat fiorii când am văzut imaginea aceea. În paranteză vreau să zic să corectați textul cântării care l-ați cântat prima dată mai sus de oameni și de împărați. Eu nu știu, poate că greșesc sau poate mă corectează Gabi sau Luca care cunosc mai bine Sfânta Scriptură. Eu n-am găsit în Scriptură căci Iisus a căzut sub cruce. N-a căzut, eu cel puțin n-am găsit în Evanghelie.
a fost o moarte supranaturală. Pentru că venirea lui în lume a fost o supranaturală venire. A venit după Scripturi, a trăit după Scripturi și a dat viața după Scripturi și a treia zi, spune cuvântul Domnului, după Scripturi a înviat și este viu în vecii vecilor. Aș vrea să vă rog să stați ridicați. Citesc doar 5 versete, ceea ce inițial trebuia să fie citit. Luca, capitolul 23, primele 5 versete. De fapt, ar trebui tot capitolul citit, întreg capitolul, ca să înțelegem mai bine ceea ce s-a întâmplat. Dar rămânem în aceste 5 versete. Dumnezeu a poruncit ca să fie notate următoarele cuvinte. S-au sculat toți și au dus pe Iisus înaintea lui Pilat și au început să-L părască și să zică: pe omul acesta l-am găsit ațățând neamul nostru la răscoală, oprind a plăti bir cezarului și zicând că El este Hristosul, împăratul. Pilat l-a întrebat: ești tu împăratul iudeilor? Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Pilat a zis preoților celor mai de seamă și noroadelor: eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Dar ei stăruiau și mai mult și ziceau: întărâtă norodul și învață pe oameni prin toată Iudeea, din Galileea, unde a început, până aici. Până aici cuvântul Domnului, vă rog să vă reașezați. La fel ca și ceilalți frați, la fel ca și fratele Ștef de la Suceava, și poate că și voi, și nu mă îndoiesc de lucrul acesta, spun și la rândul meu, într-adevăr simțim că Domnul este prezent. Dar atenție, să nu mergem numai pe simțuri. Este o cuvânt în Sfânta Scriptură, Isaia 43, versetul 10. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, voi și robul meu pe care l-am ales, ca să știți, ca să mă credeți și să înțelegeți că eu sunt. Sunt înainte de mine, n-a fost niciun Dumnezeu și după mine nu va fi. Eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun mântuitor. Slăviți să fie numele Lui. În primul rând, dragilor, trebuie să credem că El este prezent în biserică. Apoi, să înțelegem lucrul acesta. Că El este. Când Moise se duce într-o zi cu turma socrului său Ietro, se hotărăște și avea niște granițe puse și zice, de aici până aici. Și într-o zi se hotărăște să treacă dincolo, mai încolo un pic. Vede o tufă care ardea și nu se mistuia. Și aude un glas, Moise! Se întoarnă, Moise nu vede pe nimeni. Se uită la tufă, vede focul care arde, iar nu vede pe nimeni. Și iar îl strigă, hei, încălțămintea jos, că locul unde stai sfânt. Cine ești, Doamne? Și începe discursul între ei doi. Și zice Dumnezeu, te-am ales ca să scos poporul meu, mi-am adus aminte, am auzit strigătele lor din Egipt, o să te duci înapoi și să-i scoți înapoi. Bine, bine, mă duc înapoi și dacă mă vor întreba cine m-a trimis, ce să le zic? Așa să le zici, ăla care zice, eu sunt, acela te trimite. A fost, este și va fi. Acesta este numele Domnului. Și dacă dați numai o pagină mai în spate, în Isaia 42, auziți, eu sunt Domnul, acest versetul 8, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Ori de câte ori venim la biserică, cel înălțat, cel proclamat, cel glorificat, trebuie să fie Iisus Hristos Domnul. Lui dăm toată slava.
Și dorim în această seară Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care este prezent aici să cerceteze orice inimă. În Faptele Apostolilor, capitolul 10, era un om cu numele Corneliu, era un sutaș, un comandat de oști. Era, se temea de Domnul, făcea milostenie, un om cucernic. Și se arată un înger al Domnului într-o vedenie și vede clar și îl strigă: Cornele, s-a speriat și a zis: Doamne, ce să fac? Cheamă-l pe Simon Petru, vezi că este acolo în casa unui numit așa și el îți va spune ce trebuie să faci. Trimite doi oameni după Petru, Petru pe la ceasul, pe la amiază, așa se urcă sus pe acoperiș, era flământ și înainte ca să mănânce, cade într-o răpire dumnezeiască și vede un vas, o față de masă, animale necurate acolo și zice glasul: taie și mănâncă. Eu o să fac așa ceva. Niciodată n-am făcut, Doamne. Tu să nu numești spurcat ceea ce eu am curățit, zice Domnul. Au venit oamenii, l-au luat pe Petru și l-au dus în casa sutașului. Se întâmplă ceva acolo. De la versetul 34 din Fapte 10 până la versetul 43. Petru nu face altceva decât îl predică pe Hristos. L-a rugat pe un frate din biserică să cronometreze. Am citit textul, așa mai rar un pic. Zice: te rog, deschideți telefonul sau ceea ce cronometrează. I-a dat aproape un minut cât am citit textul de acolo, versetele alea. Și știți ce spune cuvântul Domnului, auziți? Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce l-ascultau. Într-un minut. De cât are nevoie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ca să cerceteze o biserică, o inimă, o persoană, un om, o femeie? Se fac seri de evangelizare, foarte bine. Se invită, chemăm, o seară, două, trei, patru. Dar, dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este prezent în biserică, prin puterea Evangheliei rostită și predicată, mișcă orice inimă. Și au zis atunci oamenii aceștia: toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci ei auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: se poate opri apa ca să nu fie botezat aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile acolo. Pentru că, dragilor, sunt două aspecte aici foarte importante. Nu este important cât predici, ci este important despre cine predici. Și nu este important cât predici, este important cum predici. Predicați-L pe Iisus Hristos, predicați jertfa de la Golgota, în ea este putere, în sângele Lui este răscumpărare. Vine Isaia în 53 cu sute de ani în urmă și strigă: și în rănile Lui suntem tămăduiți. Cine a crezut în ceea ce ni se vestiză? Cine a cunoscut brațul Domnului? Ne uitam la el, n-avea nici înfățișare, n-avea chip frumos să-ți placă de el. Noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el purta asupra lui păcatele noastre a tuturora. A avut un moment de ezitare, da, în grădina Ghețimani. Atunci când a căzut în genunchi și s-a rugat și a zis: Tată, dacă este cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit ca niciunul să nu piară, ci toți să aibă viață. Când au trebuit să treacă printr-un stadie a samaritenilor, Iacov și Ioan, fiul lui Zebedei, samaritenii au zis: nu treceți pe aici, ne ocoliți și mergeți pe partea altă, pe centură, și aveau de mărs mult și bine. Și au zis ăștia doi: acum, Doamne, Tu ne-ai dat niște puteri să chemăm foc din cer, să-i trăznească, asta era ideea, să-i trăznească și terminăm cu ei. Nu știți de ce Duh sunteți călăuziți, pentru că Fiul omului n-a venit să piară, ci ca să câștige. Și mă rog, Domnule, ca în seara aceasta, dacă sunt
în sală, oameni care nu v-ați împăcat cu Domnul, facă Domnul ca seara aceasta să fie o seară decisivă, să iei o hotărâre și cea mai bună hotărâre pentru veșnicie să fie asta: Doamne, mă împac cu Tine și vreau să închei legământul cât se poate de repede. Cât se poate de repede. Să nu vă fie frică, dragi slujitori, să nu vă faceți probleme. Predicați-L pe Hristos și jertfa de la Golgot. În asta este putere. Este putere. Aș putea să vă dau exemple multe din biserica unde slujesc. Cum vin oameni, intră în biserică așa speriați, oameni din lume direct. Și laud pe Hristos în cântare, laud pe Hristos în rugăciune, laud pe Hristos în vestirea Evangheliei și rămân în biserică și cer să fie botezați. Nu noi, nu avem niște puteri magice, suntem oameni. Dar cel care face să crească, zice Pavel. Cine este Pavel? Cine este Apollo? Unul seamănă, unul udă, dar cel care face să crească este Domnul. Slăviți să fie numele Lui în veci de veci. Aș vrea să revin la câteva versete la care le-am citit. Pe omul acesta l-am găsit ațățând neamul. Dacă sunteți atenți, e scris cu O mare. Eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Și dacă dați paginile puțin mai în față, Ioan capitolul 19, versetul 5. Iisus a ieșit deci afară purtând cunona de spini și haina de purpură. Iată omul, le-a zis Pilat. Care om? Care om? Isaia 53, om al durerii și obișnuit cu suferința. Noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, dar El purta asupra Lui păcatele noastre. Iată omul. În pustia Iudeii la Iordan au venit niște oameni și era acolo Ioan Botezătorul, cel care a mers înaintea lui Iisus Hristos, și vine un cârd așa de oameni mai mulți și spre unul întinde degetul numai și zice: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Eu v-am spus despre El că după mine vine cine? Un om. Nu sunt vrednic să mă aplec, să-i desleg sau să-i închei cureaua încălțăminte. Mielul lui Dumnezeu, iată omul. Și a suferit cea mai grea moarte posibilă. Și îi mulțumim că a stat pe cruce. Este o cântare care o cântăm și noi în biserică. El nu s-a dat jos. Avea la îndemână mulțimi de îngeri. Zeci de mii, sute de mii de îngeri care abia așteptau doar un semn să zică Mântuitorul, și în grădina Ghețimani când au venit după El să-L prindă. Dar s-a dus până la capăt. Pentru că datorită faptului că s-a dus până la capăt, eu și cu tine suntem în seara asta aici. Noi suntem în seara asta aici, nu suntem altceva decât rodul suferințelor Lui. Și în iureșul batjocurăi, în iureșul scuipatului, în iureșul vorbelor de ocară: hei, dă-te jos, mântuiește-te pe tine și o să credem, mântuiește-ne și pe noi după aceea. Au fugit toți. Au rămas numai niște femei și ucenicul iubit Ioan lângă cruce. Și în tot focul acesta care ardea, a auzit că se roagă cea mai mare rugăciune care s-a rostit vreodată sub cer: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Iartă-i că nu știu ce fac. Prima țigară, primul pahar, și așa mai departe, toate păcatele. Suntem și putem în seara aceasta să ne rugăm și să spunem: Doamne, iartă-ne! Pe voi v-a iertat vreodată Dumnezeu? Ați simțit iertare din plin așa? I-au adus o femeie care a fost prinsă totuși săvârșind un păcat. I-au trântit-o în față, bolovan la ei în buzunare, pietre multe.
Învățătorule, Moise ne-a poruncit să omorâm cu pietre. Tu, ce zici? Voi ce ziceți? A intrat la noi în biserică un tânăr. Tot tatuat, până aici și-a sus, mâinile tot. Și când am văzut că intră, i-am zis unui frate diacon, zic, e de-a tău, du-te și vorbește cu el. Ne-a rugat pentru el. Și când a mărturisit în biserică, înaintea botezului, bineînțeles, într-o vineri seara, a zis, numai crimă n-am făcut, restul toate le-am făcut în lumea asta. Dacă l-ați auzit cum se roagă în adunare și mulțumește Domnului că Domnul l-a iertat. Strigă cât, nu contează că strigă tare. Cel mai tare se roagă din adunare el. Îți mulțumesc că m-a iertat, Doamne. Pe voi nu v-a iertat Domnul. Slavă Domnului. Și atunci de ce tăcem când trebuie să cântăm o cântare de laudă? De ce stăm așa cumva, parcă suntem datori la toată lumea? Un altul a fost adus la biserică de un alt frate, dependențe multe. Și după prima întâlnire îi spune acelui frate, zice, măi, eu nu vă înțeleg pe voi, ce cântări se astea, mă? Ce Biblie, mă? Ce cuvinte se astea? Nu vă înțeleg, chiar nu vă înțeleg. Avea o geacă de aia de piele, așa toate ținte, așa coadă, Harley Davidson și... O veni și duminică la adunare. Și-o veni și vinerea altă la adunare. Îl salutam de fiecare dată când venea, stătea pe ultima bancă acolo în spate. Lucrează Domnul la inima lui și se înscrie la botez. Dumnezeu le eliberează de alcool, de tutun și de multe altele. Și acum stă pe primul rând în față. Și-o veni și taică-sul din România, 74 de ani bătrânul, și în prima seară când a intrat în adunare, dar înainte de asta îmi spune, frate Nicu, am o teamă, am o frică, ce? Tu știi că eu am fost dependent de alcool și tatăl meu la fel, vine încoace și mi-e frică să nu mă tragă înapoi. Stai liniștit că nu se întâmplă așa ceva, că cel care este noi este mai tare care în lume. Pentru că eu nu v-am dat un duc de frică, un duc de teamă, ci un duc de înfiere care ne face să strigăm ce? Ava, adică tată! Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Fii încredințat că Domnul lucrează, am zis. Și în prima seară când intră la adunare, are mesaj profetic și spune, te-am așteptat atâta timp, astăzi este seara ta. Și s-a hotărât și s-a botezat și el. Miercuri la adunare, vineri la adunare, dacă sâmbătă e nevoie, și sâmbătă la adunare, și duminica la adunare, și vin de la 120 de kilometri, nu numai de peste drum. Amândoi. Cei care s-au pocăit, cei care s-au botezat, care l-au cunoscut pe Hristos, sunt primii la adunare. Dragilor, mulțumesc Domnului că m-am născut într-o familie de pocăiți. Mulțumiți Domnului că v-ați născut într-o familie de pocăiți, dar prețuiți lucrurile să nu dați cu piciorul în ele. Omul acesta, despre care spune Pilat, știți ce spune mai târziu Pavel lui Timotei și închei? În 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Amen. Omul Iisus Hristos. El ne cunoaște cel mai bine. El ne cunoaște cel mai bine. De fiecare dată când pârâșul, diavolul, se duce înaintea lui Dumnezeu și zice, uite ce-a făcut Luca, uite ce-a făcut Gabi, uite ce-a zis. Vine omul Iisus Hristos și zice, uite aici, pentru el am stat pe cruce.
Pentru el am răbdat chinul și durerea. Este rodul meu. Mai lasă și anul ăsta. Și ne-a lăsat și anul ăsta. Și se va îndura de noi, s-a îndurat de noi ieri, s-a îndură de noi astăzi, se va îndura și mâine categoric de noi. Pentru că este același credincios. În Ioan 11, când află că prietenul Lazar este bolnav, a zis, mai stăm o țară, mai stăm, mai îngăduim. Moare Lazar, vine acolo și zice sora sa, o, dacă era aici, fratele nostru trăia. Și zice Iisus, fratele tău va învia. Știu că va învia la învierea de apoi. Nu. Zice Iisus, eu sunt învierea și viața. Iisus este învierea și viața. Ca și om, Iisus Hristos s-a, spune cuvântul Domnului acolo, că s-a tulburat în sinea Lui. A plâns la mormântul lui Lazar, dar ca și Dumnezeu a zis, Lazare, ieși afară. Și a ieșit Lazar afară. Ca și om, Iisus Hristos în seara asta mijlocește la Tatăl pentru noi toți. Ca și Dumnezeu ne iartă păcatele. Slăvească este numele Lui în veci de veci. Haideți să stăm ridicați. Îi mulțumim că este prezent prin Duhul Sfânt în biserică. Și aș vrea într-o rugăciune cu toți, fiecare în dreptul lui, eu în dreptul meu, tu în dreptul tău. Ca la cina Domnului exact. Spun de multe ori în biserică, eu n-am dreptul să-mi cercetez nici soția, nici copiii. Fiecare în dreptul lui să se cerceteze, așa spune cuvântul Domnului. Fiecare în dreptul lui. Haideți să ne rugăm înaintea Domnului, să ne recunoaștem înaintea Domnului, să ne cerem iertare și să-i mulțumim că El iartă. Să credeți lucrul acesta din toată inima. Ne rugăm Domnului.